Doamnelor și domnilor, în numele Comandantului Garnizoanei Roman, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în sala de festivități a Cercului Militar Roman și vă invit la un eveniment deosebit, cu profunde semnificații privind trecutul istoric al poporului român. Simpozionul de astăzi este organizat în contextul în care în acest an aniversăm trei momente importante. 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, aniversarea 624 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Roman și sărbătorirea zilor municipiului Roman, aniversarea a 25 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, sub filiala Petru I Mușat Roman. La organizarea acestei activități și-au adus contribuția Garnizoana Roman, pe care o reprezint, Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Județului Neamț, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, sub filiala Petru I Mușat Roman. În continuare, vă rog să-mi îngăduiți să dau cuvântul distinsului părinte dr. Aurel Florin Tușcanu, vicepreședintele filialei județene Neamț, Asociației Naționale Cultul de Eroilor, coordonatorul acestui eveniment. Părinte, rog să vă mulțumim profesorul meu și pentru frumoasa noastră cooperare în demersul de promovare al valorilor culturale, spirituale. Îl salutăm și pe domnul primar, care se alătură echipei noastre, chiar în deschiderea lucrărilor acestui simpozion. Și vă invităm, domnule primar, să veniți aici în noi. Aș vrea să fiți aici în noi pentru a deschide împreună lucrările simpozionului dedicat centenarului de 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Bine, vă salutăm. Vă postim să vă aici. Mai bine, luat. Așa cum a menționat domnul colonel, Romanul găzduiește în aceste zile sărbătoarea cetății. Sunt evenimente diverse și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului ne-a invitat zilele trecute la comemorarea episcopului Melchisedec Ștefănescu, un simbol al orașului nostru, care își doarme somnul de veci în parcul ce-i poartă numele. Biserica Constantin și Elena așteaptă să-și serveze hramul într-o haină nouă de sărbătoare, va fi o resfințire acolo. Evenimente culturale la Muzeul de Istorie, unde am participat și noi, la Muzeul de Artă, evenimente sportive, evenimente sociale. Deci toate acestea, ca un buchet înmiresmat, au dorit să aducă cetății o culoare și un dar la această sărbătoare și nu este aleasă întâmplător sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, având în vedere că cetatea noastră, orașul nostru este ctitorit, să spunem, în documente de un voievod Roman I Mușat. Astăzi suntem găzduiți de Cercul Militar Roman pentru un eveniment cultural, un eveniment care aduce în atenția noastră momente din trecutul neamului și a bisericii, aș îndrăzni să spun, pentru că aș dori să vă prezint în continuare contribuția ale clerului Eparhiei Romanului de atunci, Episcopiei Romanului de odinioară, la reușita acestui război care și-a avut frontul chiar aici, în zona eparhiei noastre. Mărășești, Mărăștiu Ituz, erau pe teritoriul Episcopiei Romanului, care avea jurisdicția până la Tecuci. Astăzi aș dori să salut pe oaspeții noștri de seamă, aici de față, pe domnul colonel Vasile Morariu de la Piatra Neamț, președintele Asociației Naționale Cultului Eroilor, filiala Neamț, pe domnul profesor Dan Mihăilescu de la Complexul Muzeal Județean Neamț,
un prieten al nostru și membru al Asociației Cultul Eroilor, inginerul Viorel Nicolau, un colecționar și un editor cunoscut în județ, poate cel mai mare colecționar de cartofilie din județ, care a venit astăzi la Roman cu o expoziție inedită, Regalitatea Română în cărți poștale ilustrate românești. Avem oaspeți și din alte zone care s-au alăturat la un asemenea popas cultural și tuturor celor de departe și celor de aproape salutul nostru și aș spune chiar salutul creștinesc, Hristos a înviat, chiar dacă iată, ne-am îndepărtat puțin de sărbătoarea Pascală, ne aflăm încă sub această lumină și sub bucuria învierii Domnului Hristos. În deschiderea lucrărilor simpoziumului, îngăduiți-mi să-i dau cuvântul domnului primar, profesorul Laurențiu Dan Leoreanu, un apropiat al nostru, adică mă refer aici al celor care încercăm să promovăm valorile culturale, spirituale, locale, fie că suntem clerici, fie că suntem mireni sau poate, iată, aici, în acest templu al armatei romașcale, cum aș numi eu, cercul militar de roman, domnul primar a fost prezent mereu la multe activități și susține cu drag, cu plăcere, activitățile noastre și de aceea ne bucurăm de prezența dumnealui și îl rog să ne transmită un gând, un salut la acest moment atât de frumos. Vă spun și eu, Hristos a înviat. Vă salut pe toți și în același timp urez și la mulți ani tuturor romașcanilor, cu ocazia zilelor municipiului Roman. Ne aflăm la 7-a ediție. De fiecare dată, în această perioadă a anului, între 15 și 21 mai, odată cu zilele episcopului Melchisedec Ștefănescu, cel mai mare cărturar dintre episcopi și unul din cei mai de seamă episcopi dintre cărturari pe care i-a avut neamul românesc, care își doarme somnul de veci aici la Roman și pe care sperăm cât mai repede să-l avem declarat sfânt de către Biserica Ortodoxă Română, având astfel un sfânt aici la noi. Și zilele împăraților Constantin și Elena, care sunt și protectorii municipiului Roman. Așadar, încă o dată, la mulți ani, ne aflăm în plină desfășurare a zilelor municipiului Roman. De altfel, eu am venit aici de la o manifestare foarte frumoasă, care ține de istorie. Am lăsat-o încă urmă cu 5 ani. Fiecare liceu din Roman își scrie, își regizează și își pregătește scenografia, precum și costumele și temele, pentru o piesă de teatru legată de o temă pe care o lansăm la începutul zilelor municipiului Roman. În acest an, tema a fost Miron Costin. Și foarte frumos, în centru se plimbau domnițe, cavaleri, voievozi, domni, cărturari, o atmosferă de sărbătoare. Ei își prezintă fiecare piesa de teatru și la urmă vor fi premiați de primăria municipiului Roman. A avut o parada costumelor puțin mai devreme și am fost în mijlocul lor. E plăcut să vezi atât entuziasm și atâta exuberanță, pentru că trebuie să sădim în lor, în sufletul lor, sentimentul de patriotism. Și revin la tema zilei de astăzi. Mă gândesc că au trecut 100 de ani. Când spui 100 de ani, poate părea foarte mult. Dar dacă întoarcem capul și privim în istorie, nu-i departe. Și nu-i departe vremea când România și românii au trecut prin grele momente de luptă, de război, de despărțire, de reunire, iar despărțire. Românii au suferit mereu aici, la poarta aceasta, care asigură într-o parte intrarea în Orient și cealaltă parte în Occident. Și cred că a fost o vreme, aceea la care facem referire azi, de înalt patriotism.
Așa parcă ne întresaltă sufletul când privim în urmă și vedem ce strămoși am avut și acest război, primul război mondial, cum este numit în istorie, a fost de fapt, îl putem noi numi, așa cum cel de la 1877 a fost războiul de independență, acesta îl putem numi războiul de reîntregire și de sigur pregătire a anului Marii Uniri. Un an, 1916, când s-a luat decizia să intrăm într-un război în care doream să redevenim români și România. Când înaintașii noștri au dat dovadă de un înalt patriotism, curaj și vitejie, privim cu drag cu ei, ne plecăm frunțele cu pioșenie și ne dăm seama că venim dintr-un neam puternic, dintr-un neam care a știut mereu să-și apere valorile. Și acest lucru ne dă imbold. Și ne gândim în zilele noastre, oricât de greu ne-ar fi, suntem demni de strămoșii noștri. Și atunci cred că eu mă încarc cel puțin pozitiv și îmi dau seama că trebuie mereu să fac mai mult, mai bine, mai serios, mai demn, pentru ca astfel să putem merge cu cinste mai departe și să putem avea demnitatea și onoarea din partea generațiilor care vin. Dar astăzi îi cinstim noi și le asigurăm onoarea și demnitatea celor care nu mai sunt pe pământ printre noi, dar ne privesc din ceruri într-o țară pe care, dacă o avem, le-o datorăm lor. Cinste tuturor martirilor neamului, un secol de zbucium, dar un început de secol greu, plin de speranță, și la acest sfârșit de secol, astăzi, trebuie să gândim cu demnitate, cu abnegație și să readucem în sufletul tuturor acel cuvânt care de multe ori a fost diluat, dus în desuietitudine, luat în râs sau pus în fapt forțat, trebuie să ne asumăm și să fim cu toții mai buni români și mai patrioți. La mulți ani tuturor, salut invitații de astăzi. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră la un eveniment atât de frumos, 100 de ani de la războiul de reîntregire. Să vă dea Dumnezeu numai bine și să ne binecuvânteze pe toți. Doamne ajută! Mulțumim pentru gândurile frumoase, domnule primar. Și, într-adevăr, așa cum ați menționat, acest război de reîntregire a adus neamului românesc bucuria deplină a unității, a demnității și spunea cineva, când ne aducem aminte de trecut, nu este suficient să privim cu recunoștință, ci și cu reînnoire, cu dorința de a reînnoi în noi aceste sentimente, simțăminte pe care le-au trăit înaintașii. Și spuneam și ieri la muzeu, la întâlnirea noastră dedicată dascălilor Romașcani de Odinioară, că astăzi parcă s-a diminuat acest sentiment numit patriotism. Aș vrea să vă fac o scurtă mărturisire în deschiderea lucrărilor simpoziorului, spunându-vă o întâmplare pe care am trăit-o în Basarabia, când am fost să așezăm o cruce, o troiță, la marginea orașului Bălț, acolo unde zac ostașii români, fără cruci, nu s-a așezat nicio cruce, în fostul lagăr, doar o movilă mare de pământ, pe care localnicii o cinstesc și mai aprind câte o lumânare în taină, pentru că acolo sunt sute de români, italieni, unguri, mulți ostași care au fost primiși în acest lagăr de la Bălți pentru a își urma drumul captivității spre Siberia. Și un bătrân de 87 de ani mi-a făcut îndemnul să spun tinerilor în țară să fie patriot, să-și iubească patria. Și l-am întrebat cum să le spunem noi, cum ar trebui. El era foarte înflăcărat. Și el mi-a spus atunci că patria, cea mai scurtă definiție, ar fi patria este altarul unde te-ai botezat și mormintele strămoșilor tăi. Dacă nu ai grijă de aceste lucruri sfinte, înseamnă că tu nu ți-ai împlinit menirea sau chemarea ta de om. Acest bătrân m-a rugat la plecare să împlinesc o dorință.
O dorință simplă, de altfel. Zice, aș vrea să mor și să fiu îngropat capitan în uniformă românească, cum am slujit în război, pentru că acum, la vârsta mea, nu mai am pe nimeni și nici nu am de unde procura o uniformă. I-am promis că am să-l ajut. Și l-am invitat aici, la Roman, și garnizoana Roman i-a înmânat o uniformă militară de capitan. Bătrânul a plecat foarte bucuros cu o mașină către Bălți și de atunci nu ne-a mai văzut. Între timp am aflat că el a trecut la cele veșnice. Iată o amintire frumoasă și o lecție de viață, ceea ce înseamnă patria. Deci nu este suficient să facem pomeniri, să facem amintirea celor trecuți din această lume, trebuie să luăm și o lecție de la ei, această lecție de demnitate, de curaj, de patriotism și să promovăm aceste sentimente în rândul tinerilor, în rândul generației care vine după noi și care va prelua această misiune de a fi cetățeni ai țării și creștini ai bisericii noastre străbune, păstrători ai valorilor noastre culturale și spirituale. Aș dori, în deschiderea acestui simpozion, să rog pe domnul colonel în rezervă, Miluța Niculesei, să ne prezinte un material deosebit de interesant, momente de cumpănă parcurse cu jertfe și biruințe de către unitățile Diviziei 7 Infanterie Roman în războiul de reîntregire a neamului. Și de aceea, domnule colonel, vă ofer microfonul. Nu, este mult mai bine, mai clar să prezentați la microfon. Stimate domnule primar, preacucernice părinte, stimate doamne, stimați domni, vă salut și eu cu creștinescul mânt de întâmpinare, Hristos a înviat, și cu acordul dumneavoastră v-aș ruga să-mi permiteți să dau o expresie gândului curat care mă stăpânește în aceste clipe, când, iată, împreună comemorăm 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, război care a marcat istoria modernă a României și nu numai, a întregii lumi. În ce mă privește? Pentru că antevorbitorii mei au subliniat acest aspect, îl întăresc cu următoarea zicere, care mie mi-a plăcut, a lui Nichila Stănescu, potrivit căreia, îndemnul respectiv spunea cam așa, să nu uitați pe cel căzut în război, din când în când chemându-l pe nume, ca și când ar fi între noi. Și atunci el ne va surâde în lume. Acest lucru mă face și mă îndeamnă să rostesc câteva gânduri și să vă aduc în atenție câteva momente mai însemnate din participarea diviziei, ostașilor diviziei 7 Infanterie, ca și a comunității romașcane, nu? Deci care a susținut efortul acestora în primul război. Înainte de a vă prezenta aceste câteva momente, dați-mi voie să îmi pregătesc cadrul general care să-mi permită să arăt și să pot să dezvolt semnificația și contribuția participării unităților din garnizoana Roman ale diviziei 7 Infanterie la această mare conflagrație. După cum bine știți, Europa începutului secolului 20 cunoștea din punct de vedere economic și spiritual o ascensiune deosebită. Se bucura de acest lucru și îl folosea ca atare. Din punct de vedere politic însă, Europa trăia momente deosebit de grave. Și asta pentru că națiunile europene, comunitățile europene, mai mari sau mai mici, unele libere, dar cele mai multe, cel puțin din centrul și din sud-estul Europei, cunoscând asuprirea și dominația marilor puteri, marilor imperii,
s-au trezit la realitate și am înțeles că este datoria lor ca prin luptă să-și câștige independența, ca prin luptă să-și câștige drepturile cuvenite. În acest context și neamul românesc a înțeles că este datoria lui ca promovând exemplul și a celorlalți, dar cu deosebire exemplul strămoșilor noștri și dorința fierbinte a ființei neamului nostru de a trăi demn, liber și independent, să pornească o acțiune de mai mare amploare pentru a pune, pentru a da expresie acestor valori. Pentru noi, atunci, ca și acum, aceste valori, demnitatea, unitatea, independența, au fost valori pentru care înscrise, să spunem așa, în Cartea de Aur a neamului românesc și care au fost respectate și sunt respectate, o vorbesc așa mai cu strângere de inimă, mai puțin poate acum, dar atunci, pentru neamul românesc, libertatea, unitatea și independența erau valori deosebite. Erau valori sacre. Așa se face că la data respectivă, mai mari țări, cei care diriguiau treburile acesteia și ale neamului românesc, au cumpănit foarte mult până când au luat o decizie pentru ca visurile îndreptățite ale neamului românesc să fie îndeplinite. Atunci, după cum știți, în iunie 1914 s-a declanșat acea scânteie a Primului Război Mondial. În iunie 1914 a început Primul Război Mondial, de drept Primul Război Mondial. Și bineînțeles că acele tabere ale marilor puteri, concentrându-se pe dorința lor de a-și asigura întâietate pe acest vechi continent, au avut în atenție și poporul român, respectiv România, care dispunea și atunci, ca și acum, de multe chestiuni pe care Dumnezeu le-a lăsat și le-a dăruit neamului românesc. O poziție strategică deosebită, valori materiale deosebite, un neam și un popor ales, credincios, un popor care nu s-a gândit niciodată să calce în picioare vrerea altora, ci doar să trăiască liber pe acest pământ sfânt. Și bineînțeles că guvernul României și apoi regele României au găsit de cuvință să analizeze în profunzime situația de atunci și au ajuns la concluzia că România nu este pregătită pentru război. Pe de o parte, armata de care dispunea nu era cadrată cu ofițeri, suboficieri, profesioniști, nu era bine înzestrată, nu era bine echipată și, cu alte cuvinte, era, să spunem, să se săvârșea o primă ca să pleci la drum așa, potinchiși. Și atunci au motivat că e necesar să se parcurgă un timp anume pentru pregătirea armatei române în vederea realizării acelui vis de aur, acelui vis milenar de înfăptuirea unirii tuturor românilor în aceleași granițe. Bineînțeles că s-a sesizat acest lucru, nu numai noi suntem, am fost sau suntem cei mai din toată lumea. Dimpotrivă, s-a sesizat ceea ce se urmărea de către guvernul României, dar cei care ne reprezenta în afara țării, nu ca acum, au știut să motiveze aceste pregătiri de detaliu pe care le-a parcurs Guvernul României împreună cu reprezentanții armatei române de pregătiri, pentru a nu cumva să se simtă, ei știu eu, amenințați de vreo dorință nemaipomenită din partea română. Pe noi ne stăpânea cu deosebire dorința, a pus stăpânire pe ființa neamului românesc, dorința de a elibera românii din Transilvania. Și asta era o dorință covârșitoare. Nu întâmplător, ca planurile sau planul de campanie
pentru începutul Primului Război Mondial a hotărât, s-au luat măsuri, s-au cuprins măsuri menite să asigure această împlinire aceste dorințe. Nu întâmplător, forțele, să spunem, cele mai însemnate ale armatei române au fost dirijate către Carpați și, respectiv, trecerea Carpaților în Ardeal. Nu întâmplător s-a emis acea ipoteză Z care se referea sau viza efectiv acțiunea armatei române pentru eliberarea Ardealului. Dar noi nu am fost nici, să spunem, duși în eroare doar de această dorință care era afectivă, bine, rațională, dar cu puternică influență afectivă, n-am pierdut atenție faptul că exista un anume pericol, un pericol destul de însemnat și partea de sud. Fapt pentru care planul de campanie viza și o operațiune în sudul țării. Iată în cam în ce condiții am fost puși să, să ne afirmăm în lumea Europei începutul secolului 20. După 2 ani de pregătire, a venit momentul când s-a luat o hotărâre, și anume, de a ne alia cu o numită alianță. De a ne alătura unei dintre aceste alianțe, care să ne asigure, să ne asigure că ne va sprijini în împlinirea dorinței noastre de veacuri. Deci noi nu am așteptat, dacă din cele spuse până acum, noi n-am așteptat să vedem, păi, din partea cui atârnă, să spunem, reușita în acest război. Nu. Noi am dorit să fim stăpâni pe picioarele noastre, pregătiți și să ne ducem la îndeplinire planul nostru. În aceste condiții, în luna august 1916, s-a hotărât la 4 august Guvernul României a încheiat un armistițiu. O înțelegere cu reprezentanții Antantei, respectiv ai Franței, Angliei, Rusiei, pentru a intra alături de ei, pentru că ne promisese și era și în măsură să ne asigure acel sprijin în realizarea visului nostru de veacuri. La data de 14-15 august 1916 s-a declarat mobilizarea armatei române, ocazie cu care Marele Cartier General, cele 6 corpuri de armată, cele 4 armate și cele 6 corpuri de armate au fost puse pe picior de război. 3 dintre armate, armata 1, armata 2 și respectiv armata din Moldova, armata de nord, aveau misiune ușor de realizat, ușor de reținut. Deci, liberarea Ardealului. Armata a 3-a, unii spun altcumva, dar ca forță militară, era gruparea a 3-a de forțe militare, viza apărarea, spunem, eliberarea Dobrogei, apărarea Dobrogei și, respectiv, eliminarea pericolului pe care îl prezenta frontul din sud, unde acționa trupe germane și bulgare. Întâmplarea face foarte pe scurt aici. Știți că într-o lună de zile acțiunea, operațiunea din Dobrogea s-a încheiat cu o înfrângere năucitoare pentru armata română. Bătălia la Turducaia a însemnat, practic, pierderi deosebite. A mai fost încă o încercare din luna septembrie până în octombrie de a se sparge frontul germano-bulgar de către forțe armate române. Care încercare a fost, să spunem, nu a fost benefică pentru noi, întrucât deși acțiunile noastre reușeau în Carpații meridionali și în Carpații orientali, deci în lupta pentru eliberarea Ardealului, am fost nevoie să trimit, să aducem forțe de acolo pentru a întări frontul de sud. Ceea ce ne-a terminat. Dar în orice caz, ne-a luat puterea. Am încheiat cu acțiunea acelei grupări de forțe. Ne referim la intrarea României în Primul Război Mondial nu a fost tocmai în momentul cel mai prielnic. Deși noi eram pregătiți, deși am analizat, n-a fost cel mai prielnic, pentru că
Franța și Anglia ne-au asigurat de un sprijin total în ducerea acțiunilor de luptă în această parte. Dar ele erau întâmplarea face ca după 2 ani de război să fie istorvite în urma confruntării cu Germania. Și n-au mai fost în măsură să ne asigure acel ajutor de care am nevoie și pe care am contat. Pe de altă parte, noi nu am luat în calcul faptul că și armata austro-ungară este capabilă să acționeze cu, împreună cu trupele bulgare într-un mod atât de reușit în sudul țării. Dar aceasta a fost situația, fapt pentru care, iată, acțiunea armatei americane, care a acționat sub comanda generalului Pulcher, care a acționat între Calafat și izvoarele Argeșului, șarea armatei a doua, cu mandată de Averescu, între izvoarele Argeșului și Carpații Răsărite, după ce au avut acțiuni reușite în Ardeal, s-au văzut nevoite ca în fața forțelor germane venite, pe care nu s-a contat, dar aduse în Transilvania, s-au văzut nevoite să se retragă și să piardă teren și să plătească un greu tribut de sânge pentru apărarea teritoriului românesc. Fapt pentru care, la puțină vreme, s-a văzut imposibilitatea de a continua și a ne duce la bun sfârșit acțiunea. Până mă refer, acesta a fost caducer. Dați-mi voie să vă prezint acum, să intru de fapt în temă, câteva momente de cumpără pe care a trăit Divizia 7 Infanterie Roma în ducerea acțiunilor de luptă în Primul Război Mondial și în anul Marii Lupte. Divizia 7 Infanterie a fost mobilizată deodată cu întreaga armată la data în noaptea de 14-15 august 1916. La data respectivă, Divizia 7 Infanterie cu unitățile ei se afla deja în dispozitiv în Valea Trotușului. Cam un făcut și nu cam un făcut. Cred că bine s-a gândit. Divizia 7 Infanterie aici s-a remarcat și aici a semnat în Cartea de Aur a României. Aici ea a primit misiunea, care de fapt împreună cu Armata de Nord, comandată de generalul Pesar, să pornească ofensiva în Transilvania. Lucru bine gândit, pornit în condiții foarte bune, nu s-au gândit armata austro-ungară, care aici acționa singură, că românii vor încerca într-o asemenea zonă atât de neprielnică, ducerea acțiunilor de luptă, terenul tos, împărurit și așa. Și luați prin surprindere, bineînțeles, că acțiunile ofensive ale armatei române, ale diviziei 7 Infanterie, că pe ea o am în atenție cu deosebire acum, vor avea un asemenea succes. Generalul Prezan a reușit, împreună cu și cu aleată armatea, a reușit să îndeplinească misiunea de a ieși pe alineamentul Praed-Ciuc în timp oportun, până la începutul lunii septembrie. Nu a reușit însă să dezvolte acest succes pentru că alt necaz a venit în partea de nord. Armata țaristă se confrunta cu niște greutăți deosebite și nu s-a mai ținut de cuvânt de a ieși de a face conjunctura cu noi și a face legătura cu trupele românești la Bistrisar sau în zona Dornelor. Și este de subsistență. De ce? Pentru că armata țaristă a săvârșit și ea o greșeală foarte bine, de care dumneavoastră vă amintiți și cum găduința noastră, îl amintesc la o singură propoziție. La începutul războiului au plecat, s-a început confruntarea Germania, Austro-Ungaria și respectiv Anglia și Franța deodată. Ei n-au gândit germanii că se va deschide și un al doilea front. Armata țaristă a deschis acel front.
a invadat Prusia cu 250 de mii de oameni și comandantul acestora, cel Vașep, neinspirat, a primit o lovitură neucitoare. De ce? Pentru că în această luptă de la Tannenberg, organizată și condusă de un fost general, care ulterior a la armată germană, care ulterior a devenit al doilea președinte al Germaniei, Hitler, a fost, cum să spun, 80.000 de soldați ruși au fost dați, au murit, au fost răniți, au fost dispăruți, 90.000 de soldați ruși au fost capturați și doar 10% dintre aceștia au mai ieșit. Ei, până când să ajungă să dea raportul țarului Nicolae pentru ce s-a întâmplat această catastrofă la Tarele, acest comandant a procedat la actul final, să spunem, și-a pus capăt zilelor. Deci armata rusă nu a mai fost în măsură să vină în ajutorul și în întâmpinarea așteptărilor armatei de nord, respectiv comandată de general Brezan, și ca împreună să acționeze pentru eliberarea Transilvaniei. Chiar așa sunt lucrurile, generalul Brezan a mai organizat o acțiune ofensivă, prilej cu care a reușit să mai câștige ceva teren și să se apropie, deci, sudul Bistriței, asta Mureș, respectiv, partea de vest a munților de Curgură, din interiorul Transilvaniei. Și până aici a fost momentul. Când de aici începe, când s-au trezit la realitate germană, atunci au venit cu grosul forțelor și a început retragerea trupelor române cu pierderi deosebit de mari. Deosebit de mari și în oameni, și în tehnică de luptă, cât mai era. Deci, bătălia Tuzului, deși acțiunea ofensivă pe la Transilvania a debutat foarte bine, până la urmă, iată, a primit, a căpătat și acest moment de retragere și de readucere din nou în vechile poziții. Misiunea armatei de nord, în condițiile în care armatele de sud, țările s-au retras spate, se retrăgeau de acum, pentru că pe alimente succesive către Moldova, s-a văzut obligată să-i asigure doar poarta Uituzului și, respectiv, a Trotușului să reziste, adică să nu dă posibilitatea trupelor austro-ungare să închidă într-o clește armata română. Acesta a fost un moment în care eu nu pot să spun aici, s-a remarcat, ca să numesc și eu un nume de comandant, colonelul Gisi, care era comandantul diviziei 7 infanterie, cel care s-a acoperit de glorie în această acțiune. Un alt moment distinct la care a participat divizia 7 infanterie a fost bătălia Bucureștiului. Drumul aici a fost extraordinar de greu pentru armata română. De ce? Forțele împuținate, moralul scăzut, populația țării ajunsă în stare de disperare, populația țării, guvernul s-a retras către Moldova. Unitățile nu că erau, nu se mai ținea seama, erau cu rândurile decimate. Atunci, marele cartier general, în fruntea căruia de data aceasta a fost numit general Presan, s-a văzut obligat să aducă noi forțe, între care și divizia 7 infanterie, cea care a pus capăt, deci a stopat intrarea tuturor austro-ungare în Moldova. Și a trotuș. Divizia a fost în 13 noiembrie, anunțată cu această misiune, 14-15 noiembrie 1916 a ajuns în sud-vestul capitalei, respectiv la Călugăreni, între Neajlov și Dunăre.